intitulată Uniunea Social-Liberală, ideea care l-a îngenunchiat pe Băsescu Traian. Aici un pic l-aș bănui pe Varan că a dat titlul acestei cărți după ce a scris-o. Exact invers de cum făcea, de exemplu, Friedrich Dürrenmatt. Poate că nu sunt chiar așa de multe legături între el și Felix Varanu, dar cu siguranță ca de la scriitor la scriitor câteva tot or fi. Dürrenmatt, de exemplu, nu era interesat de cartea în sine. El căuta un titlu. După ce îl găsea, de la titlul ăla pornea să scrie cartea. Sigur, acum fiecare scriitor, atenție, Dürrenmatt nu alegea titluri inedite. Deci toate titlurile cărților lui erau inspirate din cărțile altora. Evident că dacă unul dă, de exemplu, un titlu de carte, Barca de pe râu în jos sau Plopul din stânga casei, nu înseamnă că este original. O să-i copiez la 350 de ani distanță titlu. Asta făcea Dürrenmatt. El lua titluri din cărțile, din romanele în general pe care le citea sau le frunzărea, care îi plăcea lui, pe care îl simțea mai aproape de filozofia lui, și după aia s-a apucat de scris. Îl bănuiesc pe Felix Voiculescu că el întâi a scris cartea și după aia a dat titlul, pentru că în carte nu îi zice niciodată lui Traian Băsescu, Băsescu Traian. Îi zice numai Traian Băsescu. N-a avut, adică, această inspirație. După ce a scris potopul ăsta de ocări, la sfârșit cineva i-a atras atenția, poate chiar el și-a atras lui atenția, că domnule, ar fi mai interesant să îl facă pe Băsescu inculpat și să-i spună Băsescu Traian. Deci aici este o primă chichiță, pentru că deja fiind un varaneștian redutabil, îmi pot permite astfel de găselnițe, care sunt importante, sigur, în viața unui scriitor. Important este să-l scoți de pe șine, să-i pui pietricica aia care să-l facă să deraieze. Iată ce a declarat stăpânul absolut al antenelor la lansarea acestei cărți, acolo la el, la Grifco. Niciodată nu m-am gândit niciun moment că USL se va destrăma. Nu erau motive. După ce am terminat cartea, m-am gândit care a fost motivul real al ruperii USL. După mine, este această nenorocită de dorință de putere. Numai mirosul puterii, ca să nu mai spun pârghiile puterii, schimbă destine și amenință fibra unei țări. Așa este. Dan Voiculescu chiar e prost plasat să vorbească despre putere. El privește la puterea altora și nu-i vine să creadă cum pentru un boț acolo de influență, da? Unii oameni își fac praf viețile, se luptă pentru noi. Dan Voiculescu nu are nicio legătură, el este un spectator al evoluției puterii în lume, în general. Noi n-a făcut niciodată nimic, doar a stat și a privit. Un grădinar dintre ăla care se mai oprește și pune mâna așa în greblă când trece trenul. Stă și el, are și el 10 secunde și așa de la duduitul ăla al șinelor, nu se poate a pleca prea bine la varză și la cartofi. Și atunci se oprește un pic, lasă trenul să treacă și se apucă din nou de treabă. Cam ăsta este Dan Voiculescu. Îl privește viața altora. În fața lui se desfășoară viețile noastre, ale tuturor. Da? Sigur că îi se pare surprinzător cum pentru un pic de putere, această nenorocită de putere, pe el, de exemplu, niciodată puterea nu l-a deranjat. Aș lectura cu acordul dumneavoastră încă vreo 2-3 pasaje din această minunată carte. De fapt, este o pildă continuă. Rămăsesem ieri la gaze. Am încheiat cu cărbunele sau gazul, vă citesc ultima frază, o opțiune care mă amuză și astăzi, pentru că ea conține o flagrantă incoerență internă. Dacă eram atât de diabolic, eu citisem Dobitoc prima dată, dacă eram atât de diabolic, de ce alegeam sarea și nu aurul, cărbunele sau gazul? În fine, acolo rămăsese Dan Voiculescu, enigmatic, misterios. O noapte întreagă mi-am bătut capul și n-am reușit să-i dau de leac, dar pentru asta am plătit în cursul zilei stajnistis, că o noapte nedormită cu Dan Voiculescu înseamnă vreo 4-5 revelioane acum 20 de ani. Să nu credeți că mi-a fost ușor astăzi
continuând să-l citesc din doască în doască pe nemuritorul Gambeta ăsta de la Grifco. Mă rog, începe paragraful 4, consilierii președintelui nu-și băteau capul cu asemenea detalii. Strategia lor era destul de clară. Încercau să mențină polemica în zona Băsescu-Voiculescu pentru a demobiliza electoratul PSD și PNL. Totodată, prin această abordare, deturnau atenția de la neîmplinirile primului mandat prezidențial. Iar dacă eu aș fi intrat în acest joc, dacă aș fi răspuns la fiecare dintre provocările ce mi erau adresate, i-aș fi ajutat, indiferent ce aș fi spus sau aș fi făcut. Așa că, deși timp de 3 luni am fost în mod constant atacat, am înțeles capcana și am stat deoparte. Iar Traian Băsescu a continuat să bată apa în piuă. Deci, apa trecea, pietrele rămâneau. Ne dăm seama foarte clar aici cum Traian Băsescu era côté de la plaque, adică pe lângă subiect, și oricât ar fi încercat el să strângă lațul în jurul lui Dan Voiculescu, n-avea să reușească decât ulterior, mult mai târziu, da, nu-i așa, așa, nu-i așa, m-ar fi spus Silviu Brucan, mult după ce această carte se va fi fost încheiat. Alt paragraf. Dar pentru mine au fost anumite costuri. Nu mă îndoiesc. După ce ești înjurat luni la rând, pe mai multe voci și în cele mai abjecte moduri și nu răspunzi cu aceeași intensitate, accepti să se sedimenteze stereotipuri negative cu efecte pe termen lung. Să ne înțelegem, nu sunt sfânt. Am făcut greșeli și foarte probabil voi continua să fac. Dar decalajul dintre realitate și percepție ajunsese la un nivel inacceptabil. Totuși am tăcut, am încasat, am mers mai departe, mulțumindu-mă doar cu scurte intervenții pe propriul blog. Nu, n-am fost o victimă, nu mă plâng. Pur și simplu am ales rațional, optând să accept costurile personale pentru a contribui la o victorie pe care mi-o doream din evidente motive politice. Eram în tabăra opoziției. Noi, într-adevăr, știm cu toții asta și probabil tot din literaturile străine, că hârtia suportă orice. Da? Dan Voiculescu, dacă nu pot să-mi permit în fața acestei puteri politice a audiovizualului din momentul de față să spun ce gândesc despre acest paragraf. Nu pot să-mi permit, pentru că, după cum ați văzut, libertatea este mult prea scumpă și prea tâlhărită în aceste zile. Deci o să mă mărginesc să spun că omul ăsta nu este întreg la minte. Da? A scrie un asemenea pasaj când tu știi foarte bine de fapt cine ești. Da? Până la amnezie mai sunt câțiva ani. Deci dacă tu îți permiți să scrii așa ceva, adresându-te cuiva, dacă ți l-ai fi spus ție în gând, mergea. Mai nu încercai să joci un rol. Să vezi dacă în pijama, în fața unei oglinzi de alea ciuntite, despicată cu briceagul într-un moment dintre ăsta de derută sau de depresie, să vezi și tu cum ai fi putut să fii un altul dacă nu erai cel care ești. Da? Mai că așa pusă într-o carte, așternută între niște coperți, aceste fraze, până la urmă, numai că sunt goale de sens, dar sunt de o bășcălie și de o ferocitate uluitoare. Tu, Dan Voiculescu, încerci în aceste fraze să te substitui până la urmă unui personaj, să ieși din pielea propriului personaj ca să ajungi unde? Să faci autostopul pe stradă? Cam așa l-aș vedea pe Dan Voiculescu în aceste fraze. Da? Ca un personaj dintre ăla mergând pe întuneric așa pe lângă un drum de ăsta național și ieșind dintr-o piele de jaguar, să zicem, pur și simplu din fermoarul pielii de jaguar și încercând repede să oprească câte un camion, câte o combină, câte un tractor, să-l mai ia și el măcar 100-200 de metri, o haltă, să-l ducă și pe el până la pădurea viitoare, încercând, da, ieșind din blana respectivă, din pielea respectivă, încercând să evadeze din propriul eu. Asta s-ar putea întâmpla în literatură, dacă Dan Voiculescu ar fi avut talent la scris. Putea să se dedubleze și chiar dacă nopțile lui ar fi fost tot așa ca ale ăstora în Adevărul. Uite, ne inspiră undeva și prima pagină din Adevărul de Weekend cu ipohondria.
boala bolilor fantomă și uitați-l, ăsta putea să fie Dan Voiculescu. Numai că pare un pic mai talentat decât el. Și acolo, în orișorii aia fantomă, sunt toate chichițele astea care, până la urmă, te fac să iei razna. Și explică ăștia aici în două, trei cuvinte, deasupra fotografiei Lamiei Beligan, căreia i-a lipsit afecțiunea în copilărie, o să revenim, provoacă nopți albe ipohondria, se poate ajunge la delir, spun psihiatrii, suferindu-l de ipohondrie, trece prin coșmarul de a lupta zilnic cu propriile temeri. Dan Voiculescu n-are nici măcar această brumă de curaj. Sunt absolut convins că el este împăcat de mult, dacă ar fi fost vreodată certat cu propria ființă, nu cred. Deci este un om de o lașitate și de o perversitate atât de mari, încât eu nu cred că vreodată l-a mustrat conștiința cu ceva. Dacă l-ar fi mustrat, el n-avea decât o singură opțiune în această lume, să tacă. Tăcerea lui ar fi putut să ducă la nașterea unui roman epustuflant. Măcar așa cum este cel al realizărilor lui Victor Ponta în 2013. Și un roman alb, plin de tăcerea imaculată a paginilor bine tipărite și bine închegate. Asta putea să facă Dan Voiculescu. Și așa, dacă ar fi scris vreo 12 romane veline, albe, imaculate, și-ar fi putut cere scuze în fața oamenilor din jurul lui, să nu spunem a nației, că sunt totuși cuvinte cam mari, nu știe ce e națiune, Dan Voiculescu. Acest om, un personaj malefic, desigur, și care, până la urmă, ne-a îmbolnăvit pe toți, într-un fel sau altul, cu toții suntem bolnavi de Voiculescu. Unii grav, iremediabil, o mare cantitate de oameni, alții totuși trăiesc cumva frustrarea faptului că Dan Voiculescu le poluează atmosfera. De asta și citeam zilele trecute numărul deceselor în fiecare an din cauza poluării. Dar să nu credeți că există doar poluarea atmosferică. Dan Voiculescu ne-a poluat intelectual, ne-a poluat fonic, ne-a poluat în foarte multe feluri și ne-a poluat și cu polonicul în cap. Până la urmă, tot poluare este și aia. Sunetul ăla surd al polonicului în țeasta cetățeanului, da? Îi dai așa, sună ca un cuc de la. Pum, zbang, îi dai cu ceva în cap. Exact în moalele capului ca să îl amețești. Deci ăsta este în tabăra opoziției Dan Voiculescu. El care își turnase propria familie la securitate. El vorbește de cei care l-au agresat. Frustrat să simțea că, uite, domnilor, degeaba era el cine era, că adevărul se dilua, tot felul de prostănași prin jurul lui nu știau cum să-l evalueze. N-a fost o victimă, dar practic devenea. Nu plângea, dar urma să plângă. Ăsta era Dan Voiculescu. Eliminând însă aspectele subiective, trebuia să recunosc că, într-o anumită măsură, fixația domnului Băsescu era corectă, din punct de vedere strategic. Analizând obiectiv, Mircea îl surclasa la toate aspectele relevante pentru un profil prezidențial. N-are sens să le înșir. Mircea este un personaj care revine din lectura de ieri. Sunt mai mulți Mircea. Ăsta e unul dintre ei. Da? L-ați remarcat așa de-a lungul acestor șiruri. Știți care e problema cu tusea asta voiculeșteană de care m-am molipsit? Când tușești, te auzi, dar te dezechilibrezi. Adică e ca și cum cineva te-ar împinge într-o prăpastie și simți așa că amețești înainte de a cădea. Cam așa ești cu tusea asta. Când tușești, se învârte în general lumea în jurul tău. Nu în sensul bun al cuvântului. Era suficient să-i alături, adică